Senatorul PDL Mihaela Popa a inițiat o propunere legislativă potrivit căreia indemnizația de creștere a copilului ar urma să se calculeze raportat la ultimele 12 luni din acești 2 ani. Inițial, în propunerea legislativă se vorbea despre o perioadă de 3 ani, dar printr-un amendament adoptat în comisie, acest termen a fost redus la 2 ani pentru a fi armonizat și cu legislația privind acordarea indemnizației de șomaj, unde se iau în calcul 12 luni lucrate în ultimii 2 ani anterior depunerii cererii de șomaj. La momentul actual, în România se acordă concediu de creștere a copilului și indemnizație persoanelor care în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului au realizat venituri profesionale supuse impozitului. Această prevedere a condus la situații în care persoane care au muncit 10-15 ani, dar în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului nu au mai lucrat sau au lucrat parțial, nu pot beneficia de concediu și indemnizație de creștere a copilului. În schimb, persoanele care au muncit doar în cele 12 luni dinaintea nașterii copilului beneficiază de această indemnizație. De la începutul acestui an s-a revenit la cuantumul de 85% din media veniturilor nete înregistrate pe ultimele 12 luni anterioare nașterii. Actualmente există două variante de indemnizații. Concediu de creștere a copilului până ce copilul împlinește un an, în acest caz se ia în considerare 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, însă numai puțin de 600 de lei și mai mult de 3400 de lei pe lună. Și a doua variantă, concediu de creștere a copilului timp de 24 de luni, în acest caz se ia în considerare 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, însă numai puțin de 600 de lei și numai mult de 1200 de lei pe an. În cazul în care părinții doresc să revină mai repede la muncă, nu vor mai primi stimulentul de inserție.